Scandalul generat de numeroasele greșeli apărute în manualele editate de stat duce la renunțarea definitivă a ideii de manual unic. Aceasta pare să fie rezolvarea pe care a găsit-o Ecaterina Andronescu la această problemă. Monopolul deținut de stat pe piața de carte școlară, prezent și în Ungaria, a primit aprecieri negative din partea CEDO, astfel că decizia Curții Europene ar putea crea un precedent de care și România va fi obligată să țină cont. Situația a fost generată de felul în care au fost tipărite de editura statului manualele de geografie, biologie și matematică de clasa 6, care sunt pline de greșeli. Erorile au fost atât de grave încât geografia a fost retrasă de pe piață și retipărită în întregime. Pierderile în acest caz au ajuns la 300.000 de lei. În cadrul unei declarații televizate, noul ministru al educației, Ecaterina Andronescu, a declarat: manualul unic nu a fost o decizie tocmai fericită. Faptul că manualele au arătat așa ar trebui să ne pună pe gânduri. Prin competiție ar crește și calitatea manualelor. În concluzie, ne întoarcem de unde am plecat, iar profesorii vor avea de unde alege. Marian Staș, expert în educație, a declarat: manual unic înseamnă, de fapt, centralizare comunistă, ca și tabel unic, ca și plan cadru unic, ca și toate unice. Asta înseamnă patul lui Procust. Asta înseamnă cămașa de forță și un exercițiu politic pervers, ieșit din timp, care nu are niciun fel de legătură cu nevoile copiilor. Legea manualului ar urma să fie modificată în Parlament. Acum are susținere clară din partea opoziției, a Uniunii Editorilor și a asociațiilor de părinți.